Ce ne bucurăm când veniți la noi în platou, e mereu energie bună și mereu ne povestiți atât de frumos, da. Și chiar am vrea să știm și acum ce înseamnă Vinerea Mare pentru credincioși. Dragul meu, este de departe cea mai neagră zi din istoria umanității. Vinerea Neagră este supranumită pentru că Dumnezeu și-a trimis propriul Fiu pe pământ ca să ne salveze, să ne ofere o soluție de mântuire, iar oamenii l-au omorât. Adică e trimis ca mesager de sus, Mesia, Salvatorul, vine în poporul care l-aștepta și protipendada, fariseii, cărturarii, conducătorii poporului, aceia care aveau banii, ca și azi. Ca și e azi. O lecție care nu se termină niciodată. E actuală, da? Aceia au zis, a venit, este căutat de lume, lumea îl iubește, să-l omorâm. Și atunci, pentru că Domnul era iubit de oameni, atunci s-au gândit așa, să-i creăm o poveste falsă în spate, da? Niște martori mincinoși și au spus, iată, un scenare, a spus că ridică templul și în trei zile îl ridică și atunci oamenii au vrut să găsească o poveste ca să-l discrediteze. Și l-au judecat cu o judecată nedreaptă, cel mai nedrept proces din istoria umanității în care nu i-au găsit nicio vină. Ponțiu Pilat, reprezentatul statului roman, da, Imperiului Roman, au spus, eu nu găsesc în el nicio vină. Și s-a spălat pe mâini și atunci luați-l voi. Interesant este faptul că ura poporului era atât de mare, același popor care de florii au zis, Osana, Osana, fiul lui David, iată, a venit Salvatorul, iată că duminică de florii, da? Mi-am așa, înainte, așa, da? Cu stâlpări de finic, așa, acum, în Joia Mare, ia-l răstignește la aceste mase amorfe, care n-aveau identitate, strigau ce spuneau mai mari. Așa apropo e. De manipulare, da? Apropo de mintea noastră a omului, da, și de felul în care ne ducem după val, pentru că el era nevinovat. Cum ar trebui să primim noi atunci această sărbătoare? Păi, în primul rând, ar trebui să ne întristăm cu toți. Este o zi a întristării și te felicit că te-ai îmbrăcat așa. E o culoare care pe mine mă ajută, să știți. Este o întristare. Movul este culoare de doriu. Mă bucur foarte mult că colega ta, Liri, s-a îmbrăcat și ea în negru, spre deosebire de Bogdan. Fratele nostru Bogdan, care, iată, e și el îmbrăcat în negru. Mă bucur foarte mult, da. Foarte frumos, felicitări. Astăzi ne întristăm toți, dragilor. El, practic, e și o lumânare. Practic, e o lumânare. Da, nu, el se poate îmbrăca ușor așa, mâine seară, în noaptea învierii, de fapt, toată întristarea asta se transformă într-o bucurie, dar într-un proces încet, în care vedem întâi nedreptate, vedem întâi ură, da. Vedem întâi răutate și vedem că cel care iubește suferă și intră în stare de jertfă, acceptă răul, nu se împotrivește răului, foarte interesant. Iisus putea, că spune apoi, n-aș putea eu acum ca îngerii mei să mă protejeze, ar fi putut să facă Domnul orice, că avea putere, dar n-a făcut-o, ci a stat, s-a jertfit și a adus crucea în spate. Drumul crucii, Domnul cu crucea în spate, ar trebui să fie imaginea noastră, Via Dolorosa. Astăzi este cel mai greu traseu pe care l-a făcut o persoană pe pământul ăsta, ducându-și crucea care nu era a lui, ci acestea erau păcatele noastre tuturor. Și el însuși a căzut între, acolo pe drumul Ierusalimului și a fost ajutat de Simon din Cirene. Toți mai putem cădea. Dacă el însuși a căzut, că era Dumnezeu, putea să nu cadă, nu? Ne-a arătat că prin cădere reușim să, puterea iubirii face posibilă întrajutorarea celorlalți. Și el a fost ajutat și s-a adus crucea până pe Golgota. După ce a adus crucea până pe Golgota, astăzi, în Vinerea Mare, a fost răstignit, bătut în cuie, crucificat, pe cap o culoană de spini și deasupra era vina lui, Iisus, Nazarineanul, regele iudeilor. Această acuzație de fapt era că el s-a proclamat rege, dar el a fost, de fapt, și este și astăzi regele inimilor, iar de pe cruce, văzându-i pe cei care l-au acuzat și care îl scuipau, care îl batjocoreau mai departe, el a spus, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Lecția supremă a iertării, lecția supremă a iubirii, lecția supremă a jertfei. Despre asta este vorba astăzi. Părinte, Iisus și-a dus crucea la propriu. Noi ce ritualuri trebuie să respectăm în perioada asta? În primul rând, ar trebui să înțelegem cu mintea noastră ce s-a întâmplat. Primul lucru pe care vi l-am pregătit pentru Vinerea Mare este să înțelegem ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Esența este
că Dumnezeu, trimisându-și Fiul Său prea iubit, l-a trimis ca să ne salveze pe noi. Iar El, Iisus, prin jertfa asta, a luat asupra Lui toate păcatele noastre și le-a spălat cu sângele Său. Cine mai poate să fie în stare astăzi să-și dea sângele, să-și dea viața, să dea totul pentru cei iubiți? Deci, noi suntem copii iubiți al Lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca prin iubire să se jertfească, să plătească păcatele noastre și să ne răscumpere. E ca și cum tu ai avea o datorie de 1 milion de euro la bancă, da, și ar veni cineva care îți va spune, uite, îți plătesc eu toată datoria. Și atunci tu ai zice, Doamne, câtă iubire poți să ai să-mi plătești tu toată datoria? Și atunci vei trăi în permanentă iubire față de persoana care te-a salvat. Așa, nu că te lua banca și te răstignea. Da. Între ghilimele. Ideea este că ne-a plătit datorile, adică păcatele noastre, toate păcatele din toată istoria umanității au fost răscumpărate de Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Asta a făcut Iisus. Și asta trebuie să asta înțelegem. S-a întâmplat, asta trebuie să înțelegem. Și care este, al doilea lucru este lecția iubirii. Care este esența sărbătorii sau trăirii evenimentului de astăzi? Este că prin răstignirea Lui, El ne-a arătat și nouă cum să procedăm atunci când vedem în față, să spunem așa, circul ăsta lumii moderne, vedem în față păcăleala modernității, consumerism, iată, sărbătoarea asta e furată, efectiv, de cumpărături, de shopping, de iepuraj, de cadouri, prosteală. Cadouri, haideți să cumpărați, că sunt oferte acum. Exact, nu, pe la nu e despre asta. De fapt, toți ar trebui să avem atenție față de ceea ce a vrut Dumnezeu să ne spună, și anume, orice om care iubește se pune în jertfă. Mama, prima, da? Mama. Când se naște copilul, nu mai doarme nopțile. Ea trăiește viața pruncului, da? Lili poate să ne spună. Eu chiar am, am adus aminte, așa e, așa e, corect. Lili, cum trăiești tu pentru copilașul tău? Cum trăiesc mamele? Nu mai dorm nopțile și deși e așa, ele sunt fericite. Adică ele se jerfesc și trăiesc viața copiilor ca pruncul să primească viața mamei. Deci asta e jertfa. Apoi și noi bărbații ne jertfim pentru soțiile noastre. Soțiile se jertfesc pentru noi. Viața în familie este o jertfă, da? Casnă, căsnicie vine de la casnă, ne căsnim acolo împreună. Adică ne ducem unii pe alții, deci noi nu trăim acolo doar să primim, ci în primul rând să oferim. Deci marea lecție a Domnului nostru este că s-a jertfit, a dus crucea și nu poți să te bucuri de finalul învierii până nu duci sudoarea frunții cu răstignirea. Voiați să adăugați ceva, colegi, sau mi s-a părut Da, voiam să-l întreb pe părinte, ce este Sfântul Epitaf și cât de important este să trecem pe sub masă, că vinerea Da. Deci acum e o oră tradiție potrivită pentru a invita pe telespectatori să plece după ce se termină Vorbește Lumea, să plece de acasă și să ajungă în biserici, în toate bisericile ortodoxe. Acum se așează Sfântul Epitaf, ceea ce reprezintă mormântul Domnului. Deci, practic, masa aceea din mijlocul bisericii reprezintă mormântul Domnului, pentru că în vechime oamenii nu aveau posibilitatea să meargă cu un avion o oră jumate până la Tel Aviv. Iată, și anul ăsta e puțin dificil să te duci acolo, da? Deci, în fiecare biserică este mormântul Domnului în mijlocul bisericii. Și atunci, epitaful este această pânză pictată, da? Care îl prezintă pe Iisus, care este coborât de pe cruce de Iosif și Nicodim și înfășurat în giulgiu și băgat în mormânt, și noi intrăm în biserică, venim cu o floare, neapărat cu o floare, la mormântul lui Iisus și intrăm de trei ori pe sub masă și acolo, când ieșim de sub masă, sărutăm crucea lui și apoi facem de trei ori drumul acesta, care este o procesiune pe care o facem în cinstea, adică suntem alături. Suntem alături. De fapt, aici putem să trecem la punctul 3. Îți mulțumesc, Lili. Ce facem noi? Ce facem noi? Mergem și intrăm pe sub Sfântul Epitaf. Mergem la mormântul lui. Adică suntem alături de el. Noi nu putem trăi drama pe care el a trăit-o, da? A trăit-o dramă, dar suntem alături. Suntem alături de Domnul. Și suntem în această scenă de dramatism, uriaș dramatism, suntem alături de Iisus. Și nu facem altceva decât să trăim ceea ce a trăit și el. Intrăm prin Sfântul Mormânt, apoi mergem la prohod diseară, cântăm împreună cu Domnul. Părinte, la ce facem noi azi trebuie să vă întreb. Cât de important este să ținem postul negru astăzi? Dacă putem și suntem sănătoși, da? Atenție, doar cei sănătoși, fără copii, fără bătrâni,
Copilul e în creștere, are nevoie de proteină și copilul trebuie să se hrănească. Sigur că pentru semnificația acestei mari sărbători și acestei zile, e bine ca și ei să țină o zi de post. Adică nu li se cere așa de mult. Post negru ar însemna ca până apune soarele să nu mâncăm nimic. Adică atâta vreme cât Iisus a fost pe cruce. Da? Ora de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, cam până la 3 după amiază, n-ar trebui să mâncăm nimic. Cei care nu mai pot să bea apă sau să mănânce ceva la 3 după amiază. Cei care pot, după apusul soarelui. Asta înseamnă post negru. Sunt oameni care nu mănâncă nimic până noaptea de Paște. Wow. Da, wow. Sunt oameni. Absolut nimic. Eu am credincioși care nu mănâncă nimic din astăzi, nu mănâncă nimic până noaptea de înviere, când ciocnesc un ou. Cei care pot. Dar sunt alții care mănâncă seara un cartof, recomand, un cartof copt, adică un cartof îl bagi în cuptor, se coace bine, îl desfaci cu abul ăla, pui sare grunjoasă și atâta mănânci vineri seara. Atât. Și apă. Fără pâine, da. Fără nimic. Doar atât. Adică ar fi bine să încercăm să trăim și noi tristețea asta culinar. Nu mâncăm gătit, nu mâncăm, încercăm uscat. E o jertfă simbolică și partea noastră. Nu e simbolică, e o reală jertfă. Reală. Ai pofte să mănânci, că noi trăim acum în consumerismul ăsta cu lăcomia puntecelui, omul comun. Da. Nu e despre mâncare sărbătoarea asta. Aș vrea să ajungem și la punctul 4. Ce nu facem azi, pentru că se vorbește că nu se spală sau că nu se fac alte lucruri. Da, da, da. Acum, dacă atenția toată o dăm acestei zile importante, normal că nu mai facem altceva. Acum, pentru că gătesc doamnele, recunoaștem și cinstim munca doamnelor. Deci este o zi în care doamnele sunt în bucătărie, pregătesc drobul, pregătesc, iată cum drăguțele fete astăzi au pregătit așa de frumos Pasca. Deci ce faceți voi, de fapt, o pregătire pentru marea sărbătoare, dar cu Dumnezeu în suflet? Sunt și domni, avem un telespectator care ne-a scris că face cozonaci. Asta e ceva foarte frumos. Da. Deci e în regulă să faci asta, dar tot cu gândul la Dumnezeu. Ce nu ar trebui să facem, nu ar trebui să păcătuim. Ar trebui să încercăm să nu păcătuim, să ne gândim la jertfa Domnului, să cântăm și noi cu în mormânt viață prohodul, da? Să venim la biserică, înconjurăm biserica, suntem într-o atenție măcar o zi fără păcat. Să nu mințim. Să nu mințim, să nu urâm pe nimeni, să nu fim lacomi, să încercăm să ne rugăm un pic mai mult. Adică ce să nu facem? Ceea ce facem în fiecare zi nu este o zi obișnuită. Și pentru voi, uite, emisiunea a început altfel decât începe în mod obișnuit. Da. Eu când stau la voi dimineața și mă uit, râd, azi n-am râs. Doar poate un pic, poate un pic așa. Au fost câteva tușe pe care fratele nostru Bogdan le-a. Fratele Bogdan. Dar rămânem în tristețe. Rămânem în tristețe. Da. Asta n-ar trebui să facem astăzi. Să nu exagerăm sentimentul ăsta ludicul, să mergem totuși către trăirea duhovnicească acestei sărbători. Este extrem de important. Și la punctul 5 ați scris: Lumina lui Hristos vine la noi. Da, pentru că iubirea, dragul, până la urmă, iubirea nu poate fi învinsă. Iubirea este victoria. Iisus Hristos s-a jertfit și, acceptând această nedreptate, de fapt a biruit. Pentru că sufletul lui a plecat atunci când și-a dat Duhul, da? A plecat la iad și au fost salvați Adam și Eva. Iisus Hristos nu s-a dus în cer, ci s-a dus în adâncurile iadului. De-aia lumina sfântă, când vine de la Ierusalim, vine dintr-un mormânt, din mormântul lui Iisus. Că unii o așteaptă de sus, ea vine de jos. De ce? Pentru că lumina vine acum din adâncurile iadului, unde Adam și Eva așteptau pe Iisus. De aceea icoana învierii în ortodoxie este cu Iisus salvând pe Adam și pe Eva din adâncurile iadului și răului. Și din momentul ăsta, el cu moartea lui calcă moartea, distruge moartea și moartea nu mai are ultimul cuvânt. De aceea lumina lui Hristos vine și de mâine noapte preotul vine cu lumânarea și spune: Hristos a înviat. Dar, atenție, Hristos a înviat în sufletul celui care iubește și iartă. Adică vreau să știți că iubirea lui se transferă către noi, dragostea lui se transferă către noi în măsura în care și noi suntem ca el, încercăm măcar să fim ca el. Păi și în perioada asta este oportună spovedania sau împărtășania? Sigur că da, dar fiecare credincios a făcut deja asta. Majoritatea credincioșilor deja sunt spovediți, împărtășiți ca să primească cu sufletul curat. Hristos degeaba a înviat acum 2000 de ani dacă nu înviază în noi. El vrea să învieze în noi, el nu vrea să stea în potiri, el vrea să stea în noi, să ne îndumnezeiască. De aceea, la credinciosul autentic, în noaptea de înviere, cei care mai aveți timp, duceți-vă să vă spovediți repede, ca noaptea de înviere să vă împărtășiți cu trupul și sângele lui, să vă îndumnezeiți și atunci el să lucreze din noi, înțelegi?
De aceea noi nu ne temem de moarte, dragul meu. Noi nu ne temem de moarte pentru că Iisus a omorât moartea și momentul acela la bătrânețe, când sufletul pleacă din trup, este doar un moment în care trupul se duce la locul lui cu minte și sufletul se duce la cer. Deci Dumnezeu ne-a făcut veșnici prin moartea sa și noi de acum suntem veșnici, nu mai murim, nu ne temem de boală și de moarte, pentru că prin boală și moarte, așa cum Hristos prin Golgota a înviat, așa și noi ajungem la cer prin boală și moarte. Părintele Vasile Ioana, mulțumim frumos!